Capitolul 11 Inginerul pătrunse în biroul lui Cristescu, surzând amabil. N-avea nimic agresiv în ținută, prototipul individului politicos și în fața ghilotinei nu trăda neliniște sau timiditate. Era calm și bine crescut. Atât. La invitația maiorului se așeză și rămase cu pălăria pe genunchi. Probabil, spuse convențional Cristescu, invitația noastră nu vă surprinde. Nu, o așteptam, M-am mirat doar de ce întârzie. Mi-am zis că dumneavoastră știți mai bine ce aveți de făcut. Maiorul îi întinse scrisoarea anonimă peste masă. Inginerul o parcurse calm, apoi o împături și o înapoie cu același surs de concertant. Ieri am informat despre existența acestui denunț. A, da?" făcu mirat Cristescu. Asta simplifică situația." În sinea lui reflectă însă că individul avea un sistem nervos de invidiat. Puțini, auzind din mai multe surse că sunt suspectați de crimă, ar fi rezistat presingului psihologic. Insul obișnuit ar fi prezentat singur la miliție, agitat, speriat, cu un sac de justificări și alibiuri. De când îl cunoașteți pe Ștefan Popa? Gregorian își culcă capul pe umăr, părând să reflecteze. Cred că sunt 8 sau 9 ani. L-am întâlnit în casa doamnei Miclescu. Mărturisesc că nu i-am acordat niciodată prea multă importanță, nu pentru că nu merita, nu pentru că eu m-aș socoti mai presus de asemenea relații, ci pur și simplu persoana nu mă interesa. Cristescu se uită la țigara stinsă, hotărât, amiralul a devenit imposibil, trec la bega și o aruncă în scrumieră. De fapt, ce vă interesează? Sau, mai bine zis, vorbiți despre dumneavoastră. Inginerul zâmbi stingherit. Lui Cristescu i se păru că toată făptura lui trădează o anume dezarmare în fața vieții, o vulnerabilitate de pradă ușoară, de care ar putea profita oricine, chiar și un copil. Prototipul de bărbat care nu rezistă la lacrimile unei femei. Ce anume vreți să știți? Am să vă destăinuiesc un secret, spuse majorul jucându-se cu bricheta. Nimic nu este mai edificator decât fișa personală a unui individ, sincer, evident și nu mă îndoiesc de sinceritatea dumneavoastră, Cris Gregorian zâmbi. Eu m-aș îndoi. Deci mai edificator decât propriul dosar povestit de el însuși. Nu vă ascund că am cerut informații la serviciul dumneavoastră de cadre. Și? Maiorul săltă din numeri. Ceea ce am aflat în cap pentru o batistă. Ce vreți să știți? Totul. Luați-o cu ziua nașterii. Nu o cunosc. Cândva pentru mine amănuntul era extrem de dureros. Chiar la orfelinat fiecare avea aniversarea lui. Nu se întâmpla mare lucru, festivitățile sunt un termen necunoscut în asemenea așezăminte. Dar se făcea o prăjitură cu majun, iar fericitul primea câteva fleacuri. O călimară, un toc, două, trei cărți subțirele, o plumieră. Probabil că sunteți informat. Eu am fost singurul supraviețuitor al blocului Carlton. Mă refer la cutremurul din 40. Da, trebuie să vă mărturisesc că povestea în sine mi s-a părut tulburătoare. Ce s-a întâmplat practic după aceea? Ochii inginerului de un căprui întunecat cercetară peste umerii lui Cristescu. Când cădea pe gânduri, avea un aer ușor nătâng. Devenisem o mică vedetă. Cazul foarte particular și speculat intens de gazetele timpului stârnea fanteziile și instinctele părintești. Multe familii s-au oferit să mă adopte a fost preferat o pereche de oameni nu prea tineri, foarte înstăriți, Anton și Elisabeta Gregorian. La zece ani eram din nou la orfelinat. De ce? Destinul, surse inginerul, necruțătorul inevitabilul istoriei, depinde cum vreți să-i spuneți. Bătrânul a murit în închisoare, iar nevastă i a ia supraviețuit doar un an. Exista o avere, am înțeles, observă maiorul. În asemenea condiții se găsește lesne un tutore. Cunoașteți la fel de bine ca și mine împrejurările anilor 50, ceea ce a început naționalizarea a desăvârșit total ciocul și consignația. Vă amintiți avalanșa aceea de mobile și argintărie și tapiserii și porțelanuri? Mă rog, n-are sens să le înșir pe toate. Obiecte prețioase care se puteau obține la prețuri derizorii. Cu 100 de lei, lăptarea noastră a achiziționat de la mama o broșă splendidă, un scarabeu cu aripile stropite de briliante. Țin bine minte piesa, pentru că îmi plăcea și a fost ultimul obiect pe care l-a vândut înainte de a muri. Majorul clătină din capa aducerea minte. Fusese cu că sunt alcioc prin 51 sau 52. Era imposibil să uiți Babilonul acela de oameni și obiecte. Întinse pe hârtii sau saci, zăceau la oaltă pantof de bal și cuie, doage de butoi, jobene, primusuri, mânuși glasate, mobile de preț, servicii de porțelan, truse medievale, cărți de joc, colaci de sârmă și dantele vechi, rulouri de tablă și jucării mecanice, veceuri și colecții de fluturi, crătiți, plite, bijuterii. Fauna, la fel de fantastică, spunea despre Revoluție mai mult decât orice manual de istorie. Uneori, reflectă Chris Gregorian, când n-am ce face, mă întreb care ar fi fost viața mea dacă, în sfârșit, soarta gregorienilor ar fi fost mai generoasă. E preferabil să-ți spui că ceea ce nu s-a întâmplat nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dacă este un cuvânt pe care l-aș exclude atunci când faci bilanțul unei existențe, regretele nu servez nimănui. Da, zise Gregorian, un punct de vedere comod în orice caz. În fond, dumneavoastră v-ați realizat. Dacă o diplomă universitară echivalează izbânda, da, sunt de acord. În ce condiții v-ați făcut studiile? La Seral, și liceul, și facultatea. Am fost muncitor la uzinele Vulcan. Maiorul își subție privirea. Întreaga dumneavoastră făptură trădează un scepticism cronic, un soi de demobilizare, de lipsă, de încredere. Ce se întâmplă de fapt? Ce vă nemulțumește în evoluția dumneavoastră? Iertați-mi indiscrețiile, dar încerc să vă înțeleg. E mult, oftă inginerul. E greu de explicat. Am să mă opresc la un singur aspect. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre șansă, dar am să vă spun eu părerea unuia care s-a născut într-o zodie nefastă. În viața personală am fost un condamnat a prioric și fără drept de apel. Mi-am pierdut părinții naturali, apoi pe cei adoptivi. Toată copilăria și adolescența mea am tânjit după ceea ce se cheamă un cămin, căldură și tandrețe. Ce spun e banal, dar nu vă puteți închipui că de sumbru și cenușiu poate fi un Crăciun, când strada, chipurile oamenilor, sacoșele pline, mirosa sărbătoare, aroma de cozonac, râse chinuit. În asemenea zile îmi cumpăram câteva pachețele de biscuițe Eugenia și mă înfundam într-un cinematograf. Aveam emoții ca nu cumva spectacolul să se suspende din lipsă de public. 10-15 inși în toată sala. Când m-am căsătorit, mi-am închipuit că, în sfârșit, mi-a venit rândul să fiu nu fericit. Termenul mă înspăimânta prin colosal, iar eu învățasem să nu nutresc pretenții nesăbuite. Ca măcar să mă simt bine, să îmi fie cald. Și? Chris Gregorian își trecu degetele peste buze. Obrazul căpătă o expresie ușor crispată. N-aș vrea să comit o impietate. Sunt lucruri care nu se spun nici măcar în șoaptă dar a zis că dori să mă înțelegeți. A fost o fată bună, ceea ce cu trele numesc cum se cade, însă ștearsă și total lipsită de aspirații. Nu cred că am iubit-o. M-am căsătorit din dragoste de dragoste, dacă mă înțelegeți. Perfect. Lucrurile totuși au mers, pentru că viața mă învățase să nu fiu pretențios și orice fleag mă putea emoționa. O mâncare păstrată la cal sau faptul că și-a amintit că îmi plac căpșunile cu pudră zahăr. Când a rămas însărcinată, mi-am închipuit că, în sfârșit, existența mea a luat un curs fericit. A intervenit după aceea accidentul. N-ați încercat să vă refaceți existența? Inginerul îl privi surprins și apoi început să râdă încetişor. Scuzați-mă, da, n-ați înțeles nimic. Posibil, explicați-mi dumneavoastră. Totul se reduce la o singură frază. Nu numai că m-am născut într-o zodie nefastă. Dar eu însumi sunt un individ nefast!" Cristescu se lăsă pe spatele fotoliului, exclamă aproape indignat. Aceasta este o aberație!" Eu îi spun altfel. Gândiți-vă! În toată viața mea au existat doar cinci oameni care au încercat pentru mine un sentiment sau altul. Toți cinci au pierit. Încercați cu al șaselea, sunteți încă tânăr!" Cris Gregorian clătină capul. Nu mai am energie. Am ostenit. Nu se știe ce vă rezervă viitorul. Lua scrisoarea anonimă și o bătu cu muchea ușor de birou. Vă mulțumesc pentru sinceritate. Aș vrea să vă pun câteva întrebări legate de acest denunț. Bineînțeles, e o simplă formalitate. Grigorian surâse. Nu trebuie să vă scuzați. Vă amintiți cumva ce ați făcut miercuri 25 noiembrie între orele 19 și 20? În detaliu, fără să-mi consult agenda. Cum așa? În seara respectivă am cunoscut cea mai stranie femeie pe care am întâlnit-o vreodată. Dar ce spun întâlnit-o? N-am văzut, n-am auzit și n-am citit niciodată despre asemenea exemplar. Mă faceți curios. Aveți și de ce. Fizicul, felul ei de a fi, personalitatea, maniera de acostare, toate sunt neobișnuite. Neobișnuite și extraordinare cu majusculă. Cristescul asculta, reflectând că nu exista nimic care l-ar mai putea smulge din apatie pe Gregorian. Poate un eveniment de excepție, dar care? Chiar vorbind despre această femeie, într-adevăr deosebită, se părea folosind termeni mari, răsunători, excepțional, neobișnuit, extraordinar, era la fel de calm și blazat, niciun licăr nu-i anima privirea, glasul rămăsese agreabil, dar palid, egal, fără accidente. Îmi puteți da datele persoanei? Apucă reflex pixul căutând spre obrazul inginerului. Chris Gregorian zâmbi neputincios. Din nefericire, e imposibil. De ce? A refuzat să-mi furnizeze cel mai mic amănunt despre persoana ei. Știu că o cheamă Adina și atât. La plecare mi-a declarat limpede că nu mă va mai cauta. Maiorul început să bată cu degetul în masă, scrută fața oacheșa inginerului fără să deslușească nimic. Omul surâ de amabil, jenat. Îmi pare rău că nu vă pot servi. Hmm, nu vă ascund că situația e destul de neplăcută. La ce oră v-ați despărțit? În jur de ora șapte. Am făcut puțină ordine în casă și m-am dus la doamna Miclescu. Cristescu oftă și își împreună palmele cu gestul lui caracteristic. Foarte ciudat! O miercuri cu două anonime! Poftim? Două anonime, o scrisoare și o femeie necunoscută. Aveți dreptate, ruse inginerul. Nu m-am gândit. Se pare că sunteți victima unui adevărat complot. În ajunul morții sale, bătrânul popa, știu, îl întrerupse Gregorian. I-a scris lui Nicolau învinuindu-mă de eventuala lui asasinare. Cum vă explicați situația? Gregorian ridică din numeri. În niciun fel, Sincer, nu știu ce să cred. Nu mi-aminte să fi schimbat în 8 sau 9 ani 50 de fraze cu popa. Dacă m-a urât, de ce? Habar n-am. N-am simțit-o niciodată. N-am știut nici măcar că îi sunt antipatic. Sentimentul meu era că nici nu mă vede. Și apoi, de ce să-l fi lichidat? În ce scop? Nu știu, mărturisi maiorul. Este primul caz din cariera mea în care descoperirea mobilului se află pe primul plan. Spuneți-mi, întrebă brusc. Ce părere aveți despre Dorim Popescu?" Gregorian făcu ochii mari. Dorim Popescu? Cine e ăsta?" Unul din prietenii Cătălinei Dragoș. Pregredar nu-l cunosc." Cristescu nu insistă. Nu poseda niciun element care să-i demonstreze contrariul. În minte îi stăruia incidentul de la restaurantul Scoica. Îl frământa mai mult decât toate celelalte chestiuni abordate. O ultimă întrebare, domnule inginer, admițând că asasinul lui Popa ar fi o persoană din anturajul dumneavoastră, pe cine ați suspecta în primul rând?" Gregorian răspunse hotărât. Pe nimeni. Oamenii ăștia nu sângeri, au păcate. Uneori meschinării. Da, nu-l văd pe niciunul un ipostaza de criminal." Ce dracu' nu mi-a plăcut la individ?" Maiorul încerca un sentiment de nemulțumire, de neînregulă pe care nu-l putea defini. Era ceva impalpabil, ca o umbră fugară, adiere de o clipă, impresie nedeslușită, o nuanță din glas sau privire, un cuvânt poate, dar care avea să-l descopere mult mai târziu. Ce noroc că mai ai găsit singură!" exclamă afabilă Coleta Miclescu. De când n-am mai stat de vorbă noi amândouă?" Cătălina încercă să zâmbească. Era palidă, părea pradă unei tulburări excesive. Micleasca o privi cu atenție. Ce s-a întâmplat cu tine, fetițo? Dacă valia a fost cumva măgar, spune-mi un singur cuvânt și am să-l trag de urechi. Nu era prima dată când fata venea plângând și în sinea ei o compătimea. Îl cunoștea pe fiul său unde ajuns de bine pentru a ști că nu va izbuti niciodată, nici măcar nu încerca să facă fericită o femeie. În orice caz, Cătălina constituia o pradă mult prea facilă. Doar o muiere inteligentă și versată iar putea veni de hac, îi explicase ea Melaniei. Nu mai că din astea se nasc puține, parcă din ce în ce mai puține. Are noroc canalia, o spunea însă cu tandrețe, zicându-și că, până la urma urmei, există ticăloșii mai mari decât să umbli în corsajul unei femei. Una sau zece, ce mai contează? Melania Lupu constatase amuzată. Una mânun mi se pare epatant în relațiile lui Vali cu femeile," El este cel care pretinde discreție. Ce caragios vezi tu lucrurile, râse Coleta. De fapt așa -i. Când învârți patru-cinci combinații simultan, sigur că n-ai nevoie să angajezi fanfara militară. Îmi pare însă rău pentru bietul băiat. Trebuie să fie extrem de obositor să suporți atâtea femei, când cei mai mulți bărbați nu se pot descurca nici măcar cu una singură. El pretinde că nu se simte surmenat atunci sunt și eu cu mult mai liniștită. Micleasca o privise lung, nu știa niciodată dacă Melania își bate joc de ea sau nu. Întâi ai să stai jos, ai să bei un ceai cald și pe urmă îmi povestești totul. Te rog, Cătălina, ești înghețată ca un iceberg, nu cred că vrei să faci jos de un guturai. Balerina își ascunse fața și izbucni în plâns. Doamna Miclescu o privi consternată. Hai, fetiță, o fi cu minte, nu poate să fie chiar atât de grav. Nici nu vrea să stea de vorbă cu mine. V-ați certat? Fata clătină capul, abia respira. Nu, din cauza lui Doru. Vali gelos, dar asta trebuie să te bucure, iubito. Mi se pare de -a dreptul extraordinar. Balerina strânse pumnii, își ridică obrazul plâns și doamna Miclescu gândi că frumoasă ca o cadră. Nu înțelegeți deloc. Doru l a amenințat pe Vali rosti printre sughițuri. L-a văzut ieșind din locuința domnului Popa, în seara crimei. A spus că îl denunță la miliție. Coleta o bătu ușor pe mână. Nu-ți face sânge rău, draga mea? Fali e avocat și destul de matur ca să nu facă prostii. Sunt convinsă că nu există niciun motiv ca să fii îngrijorată. Cătălina o privi fix. Plângea ca madonele, fără ca lacrimile să-i schimonosească figura. Alaltă ieri seară, Doru a fost înjunghiat. Ce?" exclamă coleta îngrozită. Nu se poate, a murit?" E la spital în comă. Doamna Miclescu simți nevoia să se așeze. Sunt consternată, pietul copil, dar nu vă ce legătură are Vali cu toată povestea asta oribilă. Cum nu vedeți?" țipă aproape de isterie Cătălina. Dorul a amenințat și pe urmă, după nicio zi, primește un cuțit în spinare. Doar nu ți închipui că Vali a făcut-o. Balerina își înfipse unghiile în păr. Aș vrea din tot sufletul să nu mi-o închipui. Al alter se a luat de la spectacol. Se întrerupse încercând să-și tragă sufletul. Coleta Miclescu se interesa nerăbdătoare. Și ce i cu asta? Avea pantofi plini de var. Cătălina, am impresia că încep să-ți pierzi mințile. Ce naiba caută varul aici? Pe strada lui Vali se fac niște reparații. E acolo o roabă cu var. Nu știu cine a răsturnat-o. Tot trotuarul e mânjit. Cizmele mele la fel. Abia le-am curățat. Coletau și aminti, inima a început să-i bată, că văzuse pe fiul său dându cu cremă perechea de ghete ca fenii. Nu o făcuse în viața lui. Oameni ca noi, afirma când nu l-auzea decât mai că s-a sunt născuți ca să-și poată plăti slugi. Încercă să pară calmă. Cred că dai importanță unui fleac, te întreb însă din curiozitate. Cum ai de gând să procedezi? O să povestești la miliție prostia asta?" Fata ridică ochii. Dumneavoastră ce mă sfătuiți?" Doamna Miclescu șovăi o clipă. Declară sec. Consultă-ți inima, draga mea." În aceeași clipă își regretă răspunsul. Capitolul 12 când întoarse capul, Vasile Nicolau rămase cu gura căscată. Femeia care cerceta cravatele de pe axul mobil era literalmente superbă. Cu aproape o palmă mai înaltă ca el, fuselată, de o eleganță ostentativă, de o vulpe argintii la un par de siu strâns pe trup ca un corset, emana o siguranță princiară și o aromă de arpej. Nicolau a avut imaginea Rolls-Royce-ului condus de un șofer stilat și a palmierilor regali care rează măfaleza din Nisa. Ultima oară văzuse Franța în 37. Fusese la marea expoziție din Paris, apoi coborâse pe riviera. Se trezi instantaneu. În fața magazinului Adam parcase o dacia roșie, iar peste drum o cucoană grasă își plimba pe chinezul. Nu era la Nisa. Încercă să o acosteze. Nicola avea un stil direct, a cărui eficacitate nu se îndoia. Complimente groase, apelative princiare care încoronau capul victimei, domniță, cel mai frecvent, contesă, marchiză și obligatoriu interpelarea în extaz. Ești o lady? În viața mea n-am întâlnit femei ca tine." Adina i-a zvârli o privire peste umăr și rosti din mers. Înseamnă că ai avut noroc, bagă de seamă să nu te părăsească." Nicolau nu era bărbatul care să se lase cu una, cu două. Adina mărise pasul și bătrânul, scurt de picioare, făcea eforturi ca să nu rămână în urmă. Femeia coti pe strada Brezoianu, în stânga cișmigiul căsca un hău de năgură. Nu fi răutăcioasă, domniță, o persoană gingașă ca dumneata nu poate avea decât un sufle de înger. Adică așa, de inimă milostivă, să mă culc cu toți minorii născuți înainte de primul rezbel. Nicolau se izbi cu palma peste obraz. Vai, vai, vai!" Încercă să râdă. Bac de seamă că-ți place să glumești. Nu te supăra unde lucrezi? La intercontinental. Funcționară? Curvă. Răspunsul căzuse scurt, ca o ghiulea. Nicolau se încovoie, parcă lovit sub centură. Poftim? Curvă. Ai auzit perfect. Când stau prost cu banii, fac și gara de nord. Nicolaus se holbă stupefiat. Îi simți gura uscată, nu putea articula cuvintele. Și și cât? Cât ce? Păi ședința? La moșnești trei mii, hai, cară-te că n-ai bani Nicolau sufocat, șumezi buzele. Ce femeie fantastică, domnule! Nu se știe, nu se știe... Pași apăsați răsunau în spate. Nicolau nu-i auzit, pierdut în calcule precipitate. Sar, și întreținerea le plătesc luna viitoare. Mai împrumut o mie de la coleta. Merită! E extraordinară! Perfect, domniță, sunt de acord. Unde? O lovitură puternică în ceafă îi reteză vorba. Pe chipi se așternu o expresie de stupoare. Simți cum mi se moaie genunchii și își pierdu cunoștința. Adina murmură. caraghiosul Melania Lupu simulă surpriza. Fai, domnul locotenent Azimioară, nici nu vă închipuiți ce plăcere îmi face să vă întâlnesc. Era îmbujorată și emoționată. Toca cenușie se aranja cochet pe buclele cărunte. Hmm, reflectă Azimioară, ai zice că se topea de dorul meu. Știți, am avut și sentimentul că v-am văzut și ieri, dar nu eram sigură. Comentam chiar cu Mirciulică. Cred că domnul acela dolofan pe care l-am cunoscut acum doi ani s-a mutat în cartierul nostru. Acesta va fi un veșnic motiv de satisfacție pentru noi. Mă bucur, stimată doamnă, și mă simt onorat. Bătrâna clipi mărunt ca o păpușă scuturată. E limpede, fetițo. Domnul Maior Cristescu și-a schimbat metodele te urmărește pas cu pas fără să ascundă o secundă că o face. Situația aceasta nouă nu poate avea decât o singură explicație. Încearcă să te imobilizeze. Azimioară, față jovială pe un trup de urs, trecu neaștepta de agil în stânga Melaniei. Nu v-am întrebat, îmi permite să vă însoțesc?" O, bineînțeles!" exclamă fermecată. Știți, noi bătrânii avem atât de puține bucurii, iar atenția tinerilor ne emoționează. Mă duc la o prietenă, o persoană extrem de bine. Cred că o cunoașteți. Locotenentul îi aruncă o privire interrogativă. Doamna Vanda trai dulce. Un nume original trebuie să recunoașteți. Aha, făcu azimioară. Vanda excroaca, proxenetă, mituitoare, traficantă și mai ce? Într-adevăr, o persoană foarte bine, nu îi se poate reproșa nimic decât vreo șase condamnări. Melania Lupus țuguie buzele, vag ofensată. Trebuie să fim îngăduitori unii cu ceilalți. Există circumstanțe în viață când nu putem acționa așa cum am dori. Sunteți prea tânăr ca să înțelegeți. Că doamna în cauză a fost obligată să-și transforme apartamentul în tripou și casă de toleranță? Acestea sunt amănunte pe care nu le cunosc. Vii le povestim, noi avem material pentru o noapte întreagă." Și nici nu mă interesează. Când îndrăgesc pe cineva, fac abstracție de aspectele care îl favorizează mai puțin." Cred că s-ar bucura să vă ofer o ceașcă de ceai." Azimioară început să râdă. Eu nu sunt deloc convins. Am ajuns, mi se pare." Bătrâna se oprise în fața unui bloc. Îl privea de jos în sus cu ochii largi căscați așa cum se uită copiii. Ați fost extrem de amabil." Am să-i spun și lui Mirciulică. Locotenentul se înclină reverențios și se îndepărtă. În holul blocului, Melania lupu rămase câteva clipe îngândurată. Prin mânușa subțire simțea răceala la balustradei de metal. E interesant, draga mea. Cred că ai băgat de seamă. A intervenit o schimbare în tonul domnului Azimioară. Niciodată nu te-a contrazis atât de direct, brutal aproape. Simt că, da, nu-mi place, nu-mi place deloc. Te rog, ai grijă. La etajul 2, Melania se opri astâmpărându-și bătăile inimii. Era un bloc de patru nivele, fără ascensori, iar bătrâna nu înțelegea rațiunea constructorilor. Dacă ți-e ușor să urci fără lift trei etaje, nu-ți lipsește nici la șase. Își aminti surâzând că bunica s-a locuise până la sfârșitul vieții într-o casă, pe strada parfumului. Ocupa ultimul cat, mansardat de un foișor. Împlinise 78 de ani și mai avea adoratori. Melania și-l amintea bine, de pildă, pe domnul Anastase Manu, fost consilier la curtea de casație. Un chip de imperator roman, baston de bambus, unde-și camufla umbrela, ghete albe urca din ce în ce mai greu scările până la apartamentul bunicii. Nataliță, pentru numele lui Dumnezeu, dacă vrei să mă mai vezi, demenajează. Cunosc eu un rând de case pe plevnei, numai bine ce trebuie. Treptele astea mă răpun. Bunica zâmbise cu blândețe. Nu-ți dai seama că la vârsta mea e ultimul mijloc pe care l-am găsit, pentru a mai face inima bărbaților să bată. Vanda îi deschise radioasă. Femeia era în general bine dispusă, dar Melaniei se păru că acum părea stăpânită de o veselie aparte. Și, dintr-o dată, înțelese secretul personalității ei. Vanda era una din femeile cele mai tonice pe care le cunoscuse vreodată, era universal valabilă. Da, valabilă la îndemână, la ea acasă aceeași, indiferent de mediul în care evolua. Există oameni încântători atâta timp cât se mișcă în climatul lor favorabil. De exemplu, coleta, ruptă însă de mediul ei familiar, își pierde aproape tot farmecul. La penitenciar, Vanda își păstrase tonusul vital, se adaptase imediat confortului și eleganței locurilor, se comporta la fel de degajat ca într-un club feminin. Avusese o viață ciudată. Fica unui profesor de provincie, ea însă și absolventa liceului de fete Moteanu, de unde și langajul spălat pe care nu ezita să-l asesoneze cu picanterii argotice, fugise de acasă cu un aviator. Ajunsese ră în Maroc. De ce Maroc? N-aș putea să spun nici astăzi. Îi cășunase pe peisaje exotice. După o lună m-a abandonat într-o cameră de hotel cu ploșnițe. Nu l a mai văzut și n-am mai auzit niciodată ceva despre el. Mi-ar plăcea să-l reîntâlnesc. Da, cred că ați avea o sumetenie de lucruri interesante să vă spuneți. Și ce ai făcut după aceea, draga mea? Ce e să fac? Eram lefteră, îmi sufla musonul în poșetă. M-am încurcat cu un grec capitan de vas care m-a adus până la Constanța. Ai mei nu m-au mai primit acasă și o vreme am făcut rotoarul. Așa am a gini, comisarul meu. N-aveam condicuță. Am crezut că mă duce la întristare. Aș, la el acasă mi-a tras un toc de bătaie și pe urmă m-a vârât în pat. Zece ani pot să spun că am admira mai mult lustra din dormitor. Melania Lupu își scoase pardesiul și se lipide calorifer. Ai găsit cheile acelea, fetițo?" Vanda-i arătă din ochi mănânchiul de pe pervazul ferestrei, spuse râzând. Tare aș fi curioasă să știu ce-ți defilează prin mansardă. Să-ți fac o cafea?" Nu, mulțumesc. Presupun că voi avea mult de lucru și nu prea am timp. Bine, cobor să te conduc. În urma lor, telefonul sună lung. Locotenentul la zimioară ceru încă un corn și al doilea iaurt prin vitrina lăptăriei se vedea perfect intrarea blocului. Trecătorii erau rari. Călcau atenți la băltoace, zgribuliți sub umbrele. O femeie tânără înaltă se ivi la capătul străzii purta un trenci strălucitor, azimioară nefamiliarizat cu termenii, iar fi zis lame, și o pălărie cu gardini largi. I se păru că seamănă cu Greta Garbo, aceeași siluetă, aceeași ținută, același mers prin ciar. Greta Garbo, așa cum o știa din filmele turnate înainte de război. Ca să vezi ce înseamnă să fii celebru, cu adevărat, medită plin de nostalgie. Când ea turna Ana Karenina sau Contesa Valevska, taică mea nici nu se născuse, iar eu, azimioară fiu, aș recunoaște-o dintr-un milion de femei. Tânăra dispăru în blocul Vandei Trai Dulce. Interesant, își zise azimioară, lăsă o bagnotă pe masă și, fără să aștepte restul, părăsi vertiginos lăptăria. Se opri în capul străzii, în capul scării, tocurile femeii răsunau pe trepte. 58, 59, 60. Cum încă 20 urcate înainte de a face eu 70, e clar, s-a oprit la etajul 4. Se întoarse gânditor la lăptărie și telefonă la minister. O spătăriță i-a zvârli o privire indiferentă. Înăbușindu-și căscatul, se adresă unei colege. Ce timp urât! Da, e o vreme dură. Când Basile Nicolau pătrunse în birou gâfâin, maiorul își zise că individul ar trebui să renunțe la sare, șpriț și, în general, orice fel de excese. Pe chipul congestionat, aproape de vânăt, expresia era complexă. Stupoare, spaimă, revoltă. Schiță un salut și izbucni fără preambul. E inadmisibil, agresiuni în plin centrul Bucureștilor. Pentru ce mai există o ordine în țara asta, o miliție?" Cristescu, obișnuit cu reproșurile, există o tendință atavică a cetățeanului de pretutindeni de a pune în cârca poliției orice neajuns, nu o alintă niciodată, dar o blamează în gura mare pentru orice fleac, îl consideră cu o curiozitate calmă. Luați loc și fiți mai atent cu tensiunea arterială. Mă ironizați? Se uită la Maior sufoca de indignare. Acesta surâse. Nici gând, e un sfat amical despre ce e vorba. Aseară pe strada Brezoianu s-a atentat la viața mea. Vă place? Nu, descrieți-mi, vă rog, împrejurările. Basile Nicolau își drese glasul. Bărbia dublă se lăfăia pe un fular cu arabescuri stacoji, care îi se păru maiorului demodat, de pe vremea armistițiului și, în orice caz, prea tineresc. Mă luasem după o cucoană, domnule, declară fără nicio jenă. Îi făcea în conversație. Înțeleg că ați acostat-o. E interzis? Dar nici recomandabil Mă rog, continuați Cristescul cerceta curios Nici când era foarte tânăr Nu îndrăznise să agațe o femeie Chiar azi avea reținere O repulsie organică să abordeze necunoscuți Solicitând vreo informație oarecare Cât e ceasul Sau unde vine strada tritonilor Pe ce linie trage trenul de bacău Deci făceați conversație persoanei Hmm Îi băga texte Ar fi zis locotenentul Moșoianu reflectă Cristescu. Exact! Fără motiv se mută pe scaunul alăturat, se așeză atent la dunga pantalonilor. Discutam, nu-i așa, fleacuri, ca la început de cunoștință, când deodată mă trezesc pocnit în ceafă și scos din circulație. Și asta unde? Pe strada Brezoianu, domnule, în inima târgului. Într-adevăr, regretabil. Păi dacă au dat gangsterii iama în centru, ce s-o fi întâmplă prin cartiere, în drumul taberei? Voie de toblerone, surâse maiorul cu gândul la Moșoianu. În balta albă, White Lake, în berceni, San Bersan. Pentru ce plătim impozite, tovarășe? Glasul lui Nicolaun, crescendo ajunse se pițigăiat. Pentru ce întreținem atâtea uniforme albastre? În orice caz, nu ca să asigure protecția sexagenarilor amatori de aventuri galante, replică plictisit maiorul. De obicei, evita violențele de limbaj, nu ofensa, anchetele chiar când protagoniștii erau infractori periculoși, le conducea cu tact, răbdare, blândețe și umor. Nicolau însă, crai bătrân și penibil, îl agasa, îl agasa și ulcerul. Începuseră crizele de toamnă. Nu mi-ați relatat cum arăta femeia. Ochii bătrânului se aprinseră brusc și când început să vorbească, maiorul îi simți gura plină de salivă. Divină, domnule, divină! Un exemplar unic, tânăr, splendid, elegantă, de mare aliură. N-am întâlnit niciodată o femeie mai surprinzătoare, mai neașteptată. Fruntea maiorului se încreți imperceptibil. Surprinzătoare, neașteptată. Gregorian folosise aproape aceeași termeni în legătură cu necunoscuta care l-a costase pe chei. Simplă coincidență? Ce înțelegeți prin neașteptat?" Privirea lui Nicolau căutând să-și definească senzația pendulă ca ochii popușilor din nișele orologilor franțuzești. Și Sebastian, ceasornicarul de lângă telefoane, avea cândva una în vitrină. Fețeți dumneavoastră!" explică mutându-se la loc pe scaunul inițial. Există diferite peisaje, al străzii cel uman, femeia asta nu se încadrează în Bucureștiul de azi. E altceva, din altă lume, nu știu care, dar alta. Pur și simplu face notă stridentă în sens pozitiv, desigur. Aliura, toaleta, mersul sunt atât de personale, atât de singulare, încă personajul devine o enigmă. Nu-l poți situa nicăieri, nu știi de unde să-l iei. Da, gândi Cristescu privindul l cu oarecare surpriză pochimenului nu îi lipsește talentul portretistic. Am admirat totdeauna frumosul feminin, conchise Nicolau, și aș putea afirma că am un care nu se înșală. Cândva am voiaja mult, am bătut plajele la mod ale timpului. Nisa, Can, Monte Carlo, San Sebastian. Am văzut femei superbe, magnifice, o bucurie doar să le privești. Ei bine, n-am întâlnit niciuna care să-i semene. Puneți multă căldură în descrierea dumneavoastră, surse maiorul. Nicolau reculă ușor. Ne extaziem în fața unei statui, a unui tablou. De ce am ignorat fapturile vii? Presupun că aveți dreptate, rosti mașina al Cristescu. Da, vom face cercetări. Să nu ui, domnule Nicolau, la prima noastră discuție mi-ați spus că pe 25 noiembrie, ziua asasinării lui Ștefan Popa, vă aflați la Timișoara. Bătrânul încordat întinse gâtul. Întocmai, mi-am comandat două perechi de pantofi la Nedelcu. Cizmar particular cu prăvălie pe strada Volter, Am reținut. Ați stat trei zile în Timișoara. Nicolau dădu afirmativ din cap. Unde ați locuit? La o doamnă pe care am întâlnit-o în gară. Inițial susținească la hotel. Minciuna mi s-a părut inofensivă, iar doamnei în cauză ei dator am această eleganță. Vă asigurăm că vom proceda cu prudență și discreție interesează numele și adresa. Ochii verzuiei bătrânului căutară în lături. Cred că mi-e imposibil să vi le pun la dispoziție. De ce? Am constatat de la început că persoana manifestă rezerve, că evită să fie identificată și mi s-a părut nedelicat să insist. Știu doar că o cheamă Ginia, de la Virginia. Bine, exclamă contrariat majorul. dar asta trei zile la ea, unde locuiește? Nicolau ridică din numeri. Am ieșit din casă doar ca să mă duc la cizmar și într-o seară ultima am fost la restaurantul Lloyd. Suficient ca să reperați adresa. Nu, suruse bătrânul. De fiecare dată m-a condus doamna cu mașina ei personală. Nu cunosc când a ajuns orașul ca să mă fi putut orienta. Maiorul îl scrută cu atenție, rosti aproape în șoaptă, articulând rar. E ciudat și totodată destul de neplăcut pentru dumneavoastră. Am luat informații la Timișoara," Nedelcu este categoric, de altfel, ține un registru foarte strict, declarând că s-a fost la el în luna septembrie, pe ziua de 17. De atunci, nu v-a mai văzut. CAPITOLUL 13. Când pătrunse în boxa de la subsol, Melania Lupu se așteptată, neașteptat de emoționată. Era o încăpere dreptunghiulară cu tavanul abrupt, ca un mansar de la acelea studențești, pline de pitoresc din cartierul latin gândi bătrâna care nu călcase niciodată în Paris. Stăruia un în aer închis, aproape sufocant, și nările melaniei tresăriră. Miroase a praf, păianjen și hârtie bătrână. Rafturi adânci, tixite cu ziare vechi, caiete și dosare galbene și roșii, îmbrăcau până în tavan cele patru laturi ale boxei. Melania își trecut degetele peste vraful de gazete cu un sentiment de nostalgie. Când te gândești?" șopti înfiorată, nimeni nu le-a atins de 30 de ani. După domnul acela, Anton, parcă a spus Vanda, cred că a fost o persoană foarte conștiincioasă și ordonată. Sunt prima ființă care deranjează liniștea acestei arhive. Universul, mm, universul, cuvântul, dimineața, uite și curentul, parcă domnul Țeicanu era director. Ce, nosti, mi se pare să-mi amintesc de toate prostiile. ca nu era o persoană, în sfârșit, cam incomodă. Știa să descopere secrete, iar acest talent îi furniza venituri confortabile. Își construise o grămadă de imobile. ți minte, draga mea, cum mi se spunea, șantajul și etajul, viitorul, dreptatea, adevărul. O să-mi fac vreme într-o zi să le răsfoiesc. E atât de plăcut să reîntâlnești vechi cunoștințe, majoritatea domiciliază azi la Belu, iar eu nu am încercat niciodată vreun avânt pentru viața în mijlocul naturii. Un mic dulăpior de perete îi a tras atenția, trase de urechea de alarmă a ușiței, amintindu-și că avusese unul identic în bucătărie pe vremea când fusese căsătorită cu colonelul Lupu. O expresie de încântare îi însufleți obrazul. Observă imediat registrul un caiet gros cu coperte de carton, vârstate în negru și verde lângă un flacon pântecos de cuantro, aproape plin. Alături se mai afla o sticlă de martel, virgină și un coniac de dux. După cum vezi, fetița mea, domnul Anton avea gusturi rafinate. Cred că nu ți-ar strica și ți o picătură. Știi, doar atât cât să te învioreze. Înfiorată de emoție, începu să răsfoiască registrul și înțelese repede că găsise ceea ce căuta. Materialul era perfect și clar organizat în ordine alfabetică pe nume, ani, număr de dosar și tipul de infracțiune. Se aflau acolo sute de cazuri, spețe penale din cele mai diverse, de la simple găinării până la delicte internaționale. Sute de destine, draga mea!" își zise Melania, urmărind cu degetul numele înșiruite la litera P. Mă întreb dacă domnii aceștia s-or fi îndreptat? Papa Zoglu, Pătrașcu, Banca Marmoroș Blanc, Falsificator Bani, Plătăreanu, Spargere, Podgoreanu, Escrocherie, Polonii, Deturnare de Fonduri, Popescu, Crimă cu Premeditare!" Potra, furt cu efracție, predescu. Închise încet registrul, mângâindu-i mașina al marginile, colțurile de pânză cenușie. Câteva crețuri boțiră fruntea de obicei limpede a bătrânei. Se simțea vag decepționată, fusese aproape sigură, intuiție, o bună cunoaștere a naturii umane, anumite concluzii logice că viața, mai bine zis tinerețea lui Ștefan Popa, cochetase cândva cu acutele codului penal. Trebuie neapărat să mă consult cu Mirciulică. Poate să pară original, dar momentele când cade în transă mă inspiră grozav. În aceeași clipă, inima încetă să-i bată. Ideea-i venise pe neașteptate, fulger spinte când cerul cu foarfece de argint. Ta draga mea, asta trebuie să fie. Domnul Ștefan Popa și-a schimbat numele. Presimt că nu te înșeli. Vei lua registrul acasă și îl vei studia, pendelete. Este imposibil cu mintea ta limpede să nu descoperi tot ce te interesează. Ai grijă, fetiță, Mi se pare că Devi cam îngânfată." Îmi pare bine că vă cunoașteți," exclamă Vanda trai dulce. Voi două sunteți prietenele mele cele mai bune." Adina o învălui pe bătrână într-o privire lacomă cuprinzătoare, care în fond nu însemna nimic. Această tânără doamnă, traduse Melania, îi gratulează pe toți cu aceeași atenție, indiferent că e vorba de tovarășul gunoier, poștaș sau crainicul de la televizor. Bărbații însă își închipuie că le adresată personal. Par o femeie originală și bizară, simplă părere, draga mea, E un stil construit, dar îți garantez că are succes. Am avut o toaletă asemănătoare în 35. Ce-ar fi să mă îmbraca Maria Antoaneta? Aș da mult să văd capul domnului maior. Chicotin tișor și Vanda o privi amuzată. Pari mulțumită, ți e și pasența? Încă nu-mi dau seama. Știi că nu-mi place să mă pripesc niciodată. Ți-aduce aminte, cred că la... Își coborâ pleoapele, avea obraji îmbujorați. Mi se pare că tu îi spui pârnaie. Nu gustam niciodată porigiul acela delicios de la micul dejun, decât după ce constatam că tu nu ai crampe. Adina o cercetă mirată, apoi începu să râdă. Mă crede copil sau gaga ceea ce nu constituie un mod prea politicos despre a gândi despre cineva. Cunchise bătrâna îmbrăcându-și parte siul. Ce faceți? Întrebă Vanda. Plecați amândouă o dată? Elania Lupu vârâ registrul în sacoșa de pânză. Mă tem că am lipsit cam mult de acasă și știi că-i de ajuns un fleac pentru ca Mirciulică să se neliniștească. Adina o ajută să coboare scările, susținându-i ușor brațul. În realitate, surâse bătrâna, mă simt încă destul de sigură pe picioarele mele, dar aceasta nu mă împiedică să apreciez un gest de gentilețe mai cu seamă când vine din partea tinerilor. Adina a convențional cu gândurile în altă parte. Se despărțiră în fața blocului și Melania o urmări lung cu privirea. Peste drum, un bărbat tânăr, în scurtă de piele, cu aer de pier de vară, își luă rămas bun de la un bărbat în vârstă care îi strânse mâna plin de entuziasm. Apoi o lospre spre popa Petre. Bătrâna zâmbi. Poți paria pe orice că tânărul e de la miliție și că o urmărește pe Adina. Despărțirea de domnul acela extrem de distins a fost prea bruscă. Au reacționat amândoi ca la un semnal, fără să-și mai promită măcar că-și vor telefona. O idee destul de bună, draga mea, când fi lezi. Constat că vocabularul tău s-a îmbogățit cu termeni juridici. O persoană pe o stradă fără magazine și unde nu poți sta un ceas fără treabă doar dacă nu te crezi tatuie. A, în sfârșit, domnule Azimioară, vă aștept de aproape un sfert de ceas locotenentul zâmbi, oferindu-se să-i ducă sacoșa. vă înșelați, doamnă? Doar două minute." Se întâmplă într-adevăr, oftă bătrână, ca eu să exagerez câteodată. Mă întreb dacă vinovată e scleroza sau doar nerăptarea de a vă vedea. Apropo, ce părere aveți despre moda lansată anul acesta de Yves Saint Laurent? Se poartă pardesiele tricotate în bob de orez." azimioară care habar n-avea cine tipul și ca toți oamenii grași detesta lenanjurile, bob de orez sau ochi de crocodil subtil, îi era absolut egal, o asigură care o părere foarte bună. Bătrâna a păru încântată. O obsedau câteva întrebări. De ce o urmăresc pe Adina? Oare și Vanda e supravegheată? S-o avertizez? Există vreo legătură Adina, Vanda, Ștefan, Popa? Știu că ai la ce reflecta fetițo declară zâmbitoare. Cred totuși, domnule Azimioară, că eu voi rămâne la raglanul de camel, her. Nu cunosc nimic mai elegant pentru o dimineață de toamnă. Abia la al cincilea apel se hotărâ să ridice receptorul. Se simțea plictisit, nu enervant plictisit, ci moale, dulce, leneș și apoi de mulți, mulți ani telefonul îi oferea același repertoriu. Comunicări de la serviciu, invitații convenționale, uneori solicitudine de circumstanță din partea unor persoane extrem de politicoase ca Micleasca, Mi era teamă să nu fi bolnav, nu te mai vede omul cu ani, ești sigur că te simți bine. Dar cel mai adesea, Hotel Capitol, nu greșeală, scuzați. Chris? Îi recunosc cu imediat vocea, răspunse liniștit. Da, Dina. Femeia râse. Îmi vine să cred că mi a așteptat telefonul. Nu te înșeli. Ți-am spus atunci că n-am să te mai caut. Consta că te-ai răzgândit. scuză mă o secundă, vreau să-mi aprind o țigare. În sfârșit, primul semn de emoție asta ca să te pastișez. Dacă-ți face plăcere... Cris Gregorian lua pachetul și bricheta de pe comodă. Observa amuzat că degetele îi tremură ușor. Te ascult! Mi-e dor de tine!" Cuvintele răsunară șoapte fierbinte și inginerul își dădu seama că femeia vorbise cu buzele lipite de microfon. Școală înaltă! Se simțea totuși tulburat. Cum putem rezolva problema? Aștept propuneri concrete. Te aștept într-o jumătate de oră pe strada Gabriel Peri. Cunoști lângă Atene Palace. Cunosc. De ce nu vii la mine? Prefer peisaje mai exotice. Mă duci în baleare? Hai să vezi. Îmi plac surprizele. Mie nu. În sfârșit am să fiu acolo. Ai grijă, Cris, ești urmărit. Gregoria rămoase cu receptorul în mână, îl puse în furcă încet, cu grijă, de parcă ar fi constituit un obiect de preț fragil. Să-l anunț pe Cristescu? Întinse mâna spre telefon, apoi se răzgândi. Se simțea prea plictisit. Își trecu mâna peste barba aspră. Mai avea timp să se bărbierească. Vă rog să mă înțelegeți, tovarășe maior. Era întins țeapă în mijlocul trotuarului, nu puteam să-l las." Înțeleg, Marinescule." Desen a distrat pe marginea calendarului un cap de girafă. Îl admiră din toate părțile, corectă urechile, nu unde ajuns de ascuțite. Mi-am zis că poate mai trăiește." Continuă locotenentul. Trăia, precis. Trăia." recunosc cu necăjit. La zgâlței de umer și odată a sărit în picioare. Ce faci, domnule, aici? Bine, mersi, matale. Ai că piate ții de bancuri, dar ce interzis? Și avea dreptate, constată maiorul Cristescu pe tonul omului care nu poate contesta evidența. Nu interzis. Și între timp, probabil, cosânzeana a dispărut. Locotenentul dădu din cap. Am pierdut-o. Da, făcu maiorul, trimițând pixul cu un bobârnac spre plumieră. Un truc vechi, clasic, dar etern valabil. Când vezi că omul trage să moară, îți lași baltă toate interesele. Umanismul ne mănâncă, marinescule! Tânărul îl privi circumspect. Nu-i putea defini exact starea de spirit. Cum zici că arăta diva? Punea întrebările indiferent, distrat, de parcă nu ar fi acordat importanță chestiunii sau ar fi cunoscut răspunsurile dinainte. Înaltă, spectaculoasă, neobișnuită! E ca un far!" Femeia e imposibil de confundat, nu poate trece neobservată. Cristescu zâmbi malițios. Se pare că te pricep binișor în materie, un fapt, mi se pare cert. Persoana care l-a acostat pe Gregorian, care nu s-a lăsat acostată de Nicolau și pe care ai urmărit-o dumneata, totdeauna misterioasă, va sugera tuturor cam aceleași adjective. Neobișnuit, straniu, cu totul singular. Pe semne e vorba de una și aceeași individă. Înclin să cred că da. Mai e de reținut un element esențial. Individa ține în un soi de gorilă care, folosind un procedeu sau altul, o debarasează de umbre. Pe Nicolau l-a făcut knockout, dumitale ți-a tras-o ca cel mai de profesionist, aș zice. Rândul viitor nu o să-i mai meargă, vă garantez. Cristescu îl privi lung. În locul tău n-aș fi chiar atât de sigur, dar tăcu. Tinerii nu trebuiau descurajați. În aceeași clipă ușa se deschise și năvăli, Băiatul ăsta nu poate niciodată intra totdeauna de buzna, locotenentul moșoianu. Maiorul îl cântări scurt și conchise calm. E clar, încă unul care a feștelit-o. Ochii se îngustară într-un surâs de o ironie blândă. Ia zi, băiete, cum ai încurcat-o?" Locotenentul clipit, descumpănit în spatele ochelarilor și îi ridică spre rădăcina na nasului, așa cum fac copiii, își trec cu degetele prin părul tuns, perie. Cinci minute, tovarășe maior, cinci minute! Atât am lipsit și a și dispărut. Maiorul din nou pixul și început să umple ochii girafei. Cunosc pe din afară programul lui Gregorian. Urmăm o șoianu agitat. Nu iese niciodată, dar niciodată înainte de ora șapte. Am plecat la șase și cinci să dau un telefon urgent și la zece eram înapoi. Cristescu se interesă fără să-și ridice privirea. Bare, mai găsit-o acasă? Locotenentul Marinescu zâmbi sardonic. Moșoianu fâstăcit își mușcă buzele. Am sunat-o pe mama. O problemă de familie, vă rog să mă scuzați. Maiorul surse din nou, își prinse bărbia în palmă cu gestul lui caracteristic. Declară pe un ton părintesc. Am să-ți dau un sfat, băiete. Să nu miz niciodată mai mult de o singură dată pe zi, dacă n-ai o memorie al dracului de bună. Până acum ai trântit două. Primo, că ai lipsit doar cinci minute. Unicul telefon public din perimetrul locuinței lui Gregorian se află la o distanță de 300 de metri. Chiar în pas alergător dus și întors plus durata convorbirii, considerând că era liber și tot trebuie să mulțeștele cele 5 minute cu 3 sau 4. Secundo, tovarășa Moșoianu senior nu se află în București după socotelile mele de cel puțin o lună. Locotenentul făcu ochii mari. Într-adevăr, mai că se afla la o verișoară din Piatra Neamț. În curând aveau să se împlinească șase săptămâni. Nu discutase însă cu nimeni în chestiunea pentru că pe nimeni nu interesa ce face mama lui, ce gândește în general despre existență sau în special despre realizările din nu știu ce ramura industriei naționale. A epuizat o stocul de cămăși curate," constată Blajin Cristescu. Asta albastră a fost ultima și a cinci zi de când o porți. Nu te jena, băiete, am trecut-o prin situația asemănătoare. Apropo, cel puțin te-ai asigurat că Gregorian a plecat realmente de acasă. O lumină stinsă e într-adevăr un indiciu, dar în același timp poate constitui și un truc pentru a îndepărta filajul din meleag. Categoric a plecat. De unde știi? Mi-au confirmat-o niște puști care băteau mingea în curte. Aha, atunci înseamnă că așa e. Ia te uită, azi e mioară. Arboră o expresie încântată. Azi am înregistrat numai succese, după chip ai vești bune. Ardem de nerăbdare să le auzim. Locotenentul gras, transpirat și plăștit se holba la colegi, vrând parcă să înțeleagă ce se petrece în lume în biroul lui Cristescu cu el însuși. Ia loc!" îi suflă Moșoianu cu un licăr sardonic în căutătură. Melania!" bâlbâie azimioară. De asta dată figura lui Cristescu se crispă. Acum începe adevărata dandana. Pentru numele lui Dumnezeu ce vrea, ce-a făcut, ce-a mai născocit?" A dispărut pur și simplu din fața mea.